Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiei Unii Întrebare. Vă salutăm și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute cu noi. Și seara aceasta avem onoarea de a fi împreună cu dumneavoastră și de asemenea de a veni cu o nouă temă și bineînțeles cu un invitat. De fapt, o revenire în studioul nostru a unui prieten drag, un contributor de onoare al emisiilor noastre. Așa că hai să-i spunem bun venit domnului fratelui păstor Costel Gancă, păstor la Biserica Baptistă Adunării din București, profesor la Institut Teologic Baptist din București și, bineînțeles, coordonator Școlii Biblice la Grația din Diaspora. Nu mai spunem Italia, pentru că a trecut ceva timp de când lucrarea aceasta s-a extins. Costel, slavă Domnului, bine ai revenit! Mulțumesc mult, Cătălin, pentru invitație. Este o bucurie să fiu aici și încă o dată să ne vedem și să vorbim împreună despre lucruri utile pentru ascultători, pentru privitori, dar mai ales pentru împărăția Domnului. Așa este, dacă Dumnezeu ne-a dat prilejul acesta de a ne putea adresa, încă mai putem comunica liber și încă mai avem, să spunem, posibilitatea aceasta de a folosi timpul spre lărgirea împărăției lui Dumnezeu, hai să o facem, să o facem cu toată puterea, pentru că vor veni și vremuri în care probabil vom dori să facem și nu o să mai putem. Costel, mergem în direcția teologică în seara aceasta, dar spre chemarea, să spunem așa, de bază a ta și a multora dintre noi, aceea de a păstori. Se tot vorbește despre păstorire, despre pastorație, păstor, despre slujirea aceasta în biserică și uneori se face o confuzie sau chiar mai multe confuzii. Nu toată lumea înțelege ce înseamnă slujirea aceasta. Hai să nu spunem profesie, hai să nu spunem meserie, job, hai să spunem chemare, slujire, care face parte, practic, din lucrurile acestea pe care Dumnezeu le-a așezat astfel încât lucrarea Lui să meargă în cadrul bisericii și apoi să aibă ca efect, bineînțeles, așa cum am spus, lărgirea împărăției până la marginea pământului. Sunt multe alte chemări, sunt multe alte slujiri care sunt în mijlocul copilului lui Dumnezeu, în eclesia, dar una dintre ele, să spunem, deosebită și la care noi facem referire aproape zilnic atunci când vorbim despre relația noastră cu Domnul Hristos și apoi relația noastră ca biserică cu ceilalți, despre păstorire. Hai să definim terminologia aceasta, termenul acesta, să vedem ce înseamnă a păstori. Ca de fiecare dată când avem de clarificat anumiți termeni și anumite slujiri, este bine să revenim la matcă, să revenim la Scriptură, pentru că acolo găsim definirea lor cea mai clară, fără toate modificările și adăugirile care au venit de-a lungul vremii și în interacțiunea bisericii cu cultura, cu mentalitățile corporatiste și alte lucruri de genul acesta. Dacă ne uităm în Scriptură, avem trei termeni care descriu această slujire. Și acești termeni nu la întâmplare sunt puși, pentru că ei surprind diverse fațete ale ceea ce înseamnă slujirea pastorală. Termenul despre care noi vorbim și de la care am plecat este chiar acest termen păstor. Ori dacă noi ne gândim în general ce înseamnă un păstor trebuie să aibă grijă de oițe. Deci este vorba de o grijă pastorală, de hrănirea celor oițe, de protecția lor, deci cumva să stai între oițe, să le porți de grijă, să le călăuzești, să le îndrumi, să le păstorești, asta este o fațetă. O altă fațetă care vine din celălalt termen presbiter, pentru că acești toți termeni aceștia sunt interschimbabili în Scriptură, presbiter care înseamnă bătrân, nu înseamnă neapărat că un pastor trebuie să fie bătrân din punct de vedere fizic, dar înseamnă că trebuie să aibă o bătrânețe între ghilimele spirituală, adică trebuie să dea dovadă de o anumită înțelepciune, de un anumit echilibru, de o stare de cumpătare, de blândețe. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că în calitate de presbiter, păstorul trebuie să poată sfătui, să poată îndruma, să poată consilia, să poată aplana conflicte, să vină cu răspunsuri în niște momente delicate, existențiale, prin care trec oamenii. Deci, latura aceasta. Și avem și cealaltă latură de episcop sau episcopos, care înseamnă priveghetor sau, dacă vrem un termen un pic mai modern, supraveghetor. Ce înseamnă asta? Înseamnă o, o, o,
o dimensiune care ține de veghere, de cumva nu trăim așa în, într-un borcan de sticlă protejați de orice fel de influență. Sunt atacuri din interiorul bisericii, atacuri din exterior, e nevoie uneori de corectare, de mustrare, de... sunt și aceste valențe în slujirea pastorală și un episcop sau pastorul ca episcop trebuie să facă acest lucru, să aibă imaginea de ansamblu, să vadă pădurea, nu numai copacii și să poată să fii atent la lupii răpitori, la oițele care se pierd, la oița bolnavă, la berbecuțul neliniștit. Și cumva aș spune că acești trei termeni, pastor, care ne arată grijă, preocupare, hrănire, tandrețe, blândețe, deci sumnează ceva, apoi prezbiterul care învață, consiliază, are stabilitate, maturitate, inspiră încredere și episcopul care supraveghează lucrurile, deci cam prin acești trei termeni putem să creăm un profil al a ceea ce înseamnă, de fapt, slujirea pastorală, mai degrabă decât folosindu-ne de alte imagini și resurse pe care le avem în cultura laică, din zona managementului organizațional și care de multe ori vin și sunt introduse și considerate, până la urmă, succesul unui pastor. Deci aici trebuie să fim atenți. Constant, dacă facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă într-o stână. Ne uităm așa puțin la imaginea aceasta. Din ceea ce am citit, ceea ce am văzut, știm că într-o stână, păstorul, cel care se ocupă de îngrijirea, asistă la tot felul de, să spunem, etape ale dezvoltării turmei. În primul rând, atunci când se nasc mielușeii, el este acolo, ajută, da, supervizează, apoi are grijă ca acei mielușei să aibă lapte, se întâmplă unor ca oaia mamă să nu aibă lapte, da. Și atunci trebuie să compenseze în alte părți, chiar cu biberonul, dacă mi-aduc aminte, da. Mi-aduc aminte că se întâmplă uneori lucrul acesta. După care trebuie să separe din când în când cu crești mai puțin oițele, da, se duc de turma matură, ei rămân separați o perioadă, după care, la un moment dat, stau împreună cu ele și hrana la fel se adaptează în funcție de vârsta lor și abia după o perioadă, într-adevăr, sunt puse la oaltă și merg împreună cu turma la păscut, la hrana cealaltă. Și apoi, bineînțeles, asta la nivelul de creștere. Dacă ne uităm la partea de îngrijire, să spunem, după câteva evenimente, să spunem, care uneori sunt mai neplăcute, s-au întâmplat ca oaia să-și rupă piciorul, să se agațe undeva, da. să se molnăvească, să aibă nevoie de tratament, sau știu eu, chiar să fie turma atacată. Deci, la fel, tot păstorul este cel care se îngrijește de tot acest proces până la... Să spunem, până la ieșirea din slujbă, pentru că cel care se ocupă cu meseria aceasta de păstor în lumea reală știe că de fapt este o ocupație care o ține toată viața, așa dacă este, îi place. Da. Și dacă, bineînțeles, e pasionat de lucrul acesta. Acum hai să ne uităm puțin în interiorul turmei, că dacă vorbim de păstor, automat vorbim de turmă. Sigur. Și vreau să vorbim puțin și despre turmă. Din punct de vedere al apartenenței, în relația aceasta pe verticală, Dumnezeu, noi, oaia, da, oile, și apoi noi, păstorul local sau slujitorul local, da, presbiterul sau episcopul, cel care se îngrijește ca toată lumea aceea, care ar trebui să fie relația în primul rând? Pentru că vreau să definim, știți, noi de obicei ne relaționăm și criticăm sau lăudăm, suntem mulțumiți sau nemulțumiți și atunci imediat mergem pe partea orizontală. Dar știm că uneori relațiile acestea de nemulțumire, mulțumire sau știu eu, critică, hai să spun chiar dezbinare între voi, au cauze mult mai profunde. Și cred că nu întotdeauna la relația umană, ci la relația pe verticală. Așa este. Ar trebui să înțelegem în primul rând că metafora aceasta a turmei și a păstorului în Scriptură nu se aplică în primul rând la relația dintre membrii bisericii și păstorul local,
ci se aplică în primul rând la relația dintre toți membrii bisericii, inclusiv păstorul bisericii și marele nostru păstor, adică Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în Ioan capitolul 10, acolo unde Mântuitorul spune, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc ele pe nume, eu le chem, ele vin și așa mai departe, trebuie să înțelegem că El, Mântuitorul, este în primul rând păstorul cel bun, iar pastorii locali din anumite biserici joacă un dublu rol. Ei sunt și pastori pentru acele persoane, acele oițe din biserica, din turma lui Hristos, dar la rândul lor sunt și oi. Pastorul este și o oaie, o oiță a Domnului Iisus Hristos. Și cred că de multe ori, multe conflicte, neclarități și stare din asta mai turbulentă, așa, apare în biserică, pentru că de multe ori oamenii se uită la lideri, la păstori, păstorii locali și încearcă să se poziționeze față de acel om sau oameni. Ori și păstorul local are și el zile bune, zile mai puțin bune, puncte forte, puncte slabe. Dacă vrei să-i scoți ceva pozitiv în față, poți. Dacă vrei să-i cauți nod în papură, nici nu trebuie să cauți prea mult, că găsești imediat. Adică este foarte ușor să ai acest joc și această dinamică de harță, de a jongla de, de critică. Da, dacă privești lucrurile doar așa. Dar dacă toată lumea, toți membrii bisericii și inclusiv păstorii locali privesc în sus, privesc spre marele păstor, atunci acolo vom vedea că lucrurile sunt diferite. În sensul că acolo pe el niciodată nu ai cu ce să-l critici. Singurul pastor din lumea asta care nu poate fi criticat este Domnul Iisus Hristos. Restul toți putem fi criticați. Apropo, la cei care cred că n-au nicio... se cred așa un pic de infailibil ca papa. Deci, toți pastorii, da, nu suntem perfecți. Singurul este Domnul Iisus Hristos care nu a greșit. Noi toți greșim și uneori trebuie să ne asumăm aceste lucruri. Și atunci, dacă ne uităm la el o dată, nu suntem dezamăgiți. Nu avem cu ce să-l criticăm pe Mântuitorul. Și foarte important, față de acest mare păstor se cere o ascultare care nu este exact în aceeași termen față de un păstor al unei biserici locale. Nu că el n-ar trebui respectat și ascultat, începe și anumite îndrumări, dar când spune Mântuitorul, oile mele ascultă glasul meu, acolo este un tip de ascultare fără comentarii. Deci acolo este un păstor de care trebuie să ascultăm, altfel ne călăuzește cu toiagul și uneaua sa, cum spune Psalmul 23, El ne-a mântuit, El ne-a făcut, spune, turma pășunii sale. Deci ne-a luat, ne-a răscumpărat și, cum spune psalmistul, suntem turma pășunii Lui. Și atunci nu mai există acel tip de negociere. Pe când vorbim de pastori din biserica locală, aici lucrurile sunt un pic mai complexe, pentru că și pastori din biserica locală, pe de o parte, trebuie să acționeze în numele lui Hristos și frații și surorile trebuie să asculte de ei, pentru că Biblia spune să ascultați de mai mari voștri, ei trebuie să dea învățătură și mai departe, dar atenție, atâta vreme cât ceea ce ei spun se află în sub marele păstor și în mandatul Sfintei Scripturi, pentru că pastorul unei biserici locale poate să aibă și el preferințele lui, gusturile lui, părerile lui, ori acelea nu sunt normative, la fel cum ceea ce spune Hristos este normativ. De aceea, dacă un pastor al unei biserici locale vrea să aibă impact în biserică și să fie respectat și ascultat, ar trebui să se rezume, când vorbește, să zic, normativ, la ceea ce Hristos numește normativ, iar atunci când își exprimă anumite opinii personale, să le pună la acest capitol. Uite, eu am încredințarea asta, eu văd așa, dar să nu aibă pretenția ca oamenii neapărat să asculte de opiniile și gusturile lui exact în aceeași măsură în care ascultă de Domnul. Foarte important, Costela, că discuția începe să devină foarte... foarte... Păi așa devine întotdeauna când ne întâlnim și stăm noi de vorbă, se leagă lucrurile foarte frumos. Foarte, foarte frumos. O să mă întorc puțin mai târziu la păstorirea păstorilor, pentru că este pe agenda mea, da, din seara aceasta. Vreau să discutăm puțin despre slujirile pe care le face un păstor față de turmă. Hai să ne uităm puțin la biserica locală. Poate cea mai cunoscută slujba pe care un păstor o face față de congregație, față de comunitatea locală, este predicarea. Da. Și de multe ori, și eu, poate și alții, facem greșeala aceasta de a ne uita doar la calitățile de predicator și ignorăm tot celelalte pe care tu o să le numeri. Care mai sunt, în afară de predicare, care mai sunt și alte, să spunem, slujiri pe care un păstor ar trebui să le facă în cadrul turmei? Și apoi o întrebare așa capcană, dacă ai vedea o prioritate așa, ai putea, de exemplu, între predicare și
consiliere, care se pare mai important? Între predicare sau poate între vizita și discuția unui tânăr și vizita unui bolnav? Sau, dacă ar fi așa să le priorizez. Da. Sunt niște, toate sunt partea aceleia lucrări de păsărei, dar vreau să dacă cumva există priorități așa, hai să le spunem, biblice sau toate sunt foarte importante? Asta... Da, slujirea pastorală este foarte amplă și de aceea este și nenormată, pentru că înseamnă să, deși nenormal ca pastorul să aibă și el timp de odihnă și așa mai departe, trebuie să fie la dispoziția turmei ori de câte ori are nevoie. Dar sigur că dacă ne uităm la ceea ce spune Scriptura în epistolele pastorale, în Timotei și în Tit în mod special, deși mai găsim indicii și în alte părți, slujirea pastorală implică în primul rând această capacitate de a fi în stare să dai învățătură. Deci asta este indiscutabil. E vital. Da, este vital. Acum, că această învățătură se transpune întotdeauna, se transpune la amvon în contextul predicării sau poate să ia și alte forme, aici este discutabil. Deci nu spune neapărat că pastorul trebuie să fie în stare să predice, dar să dea învățătura. Asta înseamnă să aibă o cunoaștere profundă a Sfintei Scripturi și fie că predică de la amvon, fie că el conduce un grup de studiu, fie că trebuie să dea răspunsuri la un tânăr care vine și are întrebări legate de credință, adică să aibă capacitatea aceasta de a-l învăța pe celălalt. Nu când stă de vorbă cu celălalt să rămână mai confuz decât atunci când a venit. Deci lucrul acesta este foarte important. Pe lângă aceasta, desigur, asta are de-a face cu hrana, cu învățătura, cum spuneam, pastorul protejează. Deci pastorul trebuie să aibă grijă de turmă pentru că sunt atacuri. Sunt învățători, sunt persoane cu tot felul de interese și el are și acest rol prin discernământul pe care îl are de la Dumnezeu să păzească turma, apoi să îngrijească de ea. Oamenii, viața este grea, este dură, oamenii trăiesc tot felul de drame, de dificultăți și atunci trebuie să stea lângă ei. Deci este un fel de sprijin pentru sufletul lor în momentele dificile, se roagă cu ei, îi vizitează, trec prin boli, trec prin necazuri, să fie alături de ei la... Un purtător de poveri. Da, 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 exact. Trebuie să fie și la bucuriile lor și la necazurile lor lângă. Deci, sigur, pe lângă asta sunt chestiuni care țin de organizarea bisericii, de slujiri, multe chestiuni foarte practice și administrative. Deci, să spun așa, în primul rând, pastorul, atenție, foarte, foarte important asta. Deși mulți se gândesc că e o chestiune doar personală, dar nu, este spre binele turmei și a bisericii. Pastorul trebuie să aibă timp să studieze Scriptura și să se roage. Deci o îndatorire pastorală este să te rogi. Să te pregătești pe tine. Să te pregătești pe tine. Deci pregătirea ta face parte din description job. Deci trebuie să ai timp să te rogi, pentru că mare parte din slujirea ta și din puterea în slujire vine din asta lângă Domnul. De aceea spune în 1 Timotei 4:16, veghează asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altea. Deci aș spune că un pastor trebuie să fie primul și harnic în părtășia cu Domnul și în hrană personală și în rugăciune, în a se forma pe el. Apoi trebuie să fie pregătit și are această lucrare de hrănire a turmei, indiferent de forma în care o face. Apoi protejarea turmei de tot felul de lucruri, pentru că suntem într-o lume încă foarte dificilă, și de asemenea să stai alături de oameni, să porți poverile, cum spuneai, și nu în ultimul rând multe, multe elemente de tip administrativ și organizatoric, care și ele intră de multe ori în zona aceasta pastorală. Deci, iată, vorbim de o paletă foarte largă de slujiri. Dacă ar fi să facem o prioritizare a lor, este greu de spus, în sensul că nu avem în Scriptură undeva ceva foarte clar în privința asta și să poți să spui dogmatic. Sunt unii care sunt foarte fermi, alții mai puțin. Mie îmi place să fiu un pic mai nuanțat și mai liniștit, mai echilibrat în privința asta, dar dacă totuși cred că este ceva care ar putea fi pus acolo ca principala îndatorire pastorală, este învățătura. Pentru că în Efeseni capitolul 4, acolo unde spune și-a dat pe unii păstori, pe alții păstori învățători, acolo apare un articol hotărât în limba greacă care se aplică la ambele, și la păstori și la învățători, și cumva ar trebui luat împreună. S-ar putea traduce să fie păstor învățător. Și fiind singura calitate pusă așa lipită, păstor învățător, cumva înțeleg că această trăsătură este indispensabilă calității de pastor și, pe de altă parte, ține de principala
slujirea unui păstor, ne însemnând că celelalte nu sunt importante. Deci este o părere, cred, pe baza acestui text din Efeseni 4, că așa ar sta lucrurile, dar neavând destul de clară în Scriptură treaba asta, n-aș putea să spun că cu certitudine de 100% că celelalte nu sunt la fel de importante. Învățătura, și eu sunt de aceeași părere, Costel, da. Și cred că învățătura este importantă, bineînțeles, fără să ne neglijăm pe celelalte. Și când zic învățătura este importantă, mă gândesc și la aspectul acesta de a face să crească și de a și proteja, pentru că o travă asta care există în... Da. Sau învățătură eronată, chiar erezii la un moment dat, nu e altceva decât o travă care nu te apropie de Dumnezeu, ci din potrivă te depărtează. Ba îl ridică pe om în sus, ba finanțele și resursele materiale le iau ca un mandat obligatoriu pentru... Știți cum e, sunt tot felul de învățături. Acestea ucid din punct de vedere spiritual. Și atunci păstorul, în dragostea lui pentru turmă, trebuie să se axeze pe învățătură întotdeauna. Cum combați întunericul? Decât da în drumul lumină mai tare. Exact. Și atunci e musai să fie axat. Dar bineînțeles, uneori o vizită pastorală face mai mult decât o predică. Da. Cu dată un telefon absolut, face foarte absolut mult. O vizită la un spital. Știu, sunt o grămadă, un dar, știu, un ajutor la nevoie. Iar face foarte mult. Sunt lucruri care Dumnezeu le-a lăsat în interiorul nostru și pe care trebuie să le practicăm și împreună să lucreze spre binele comunității. Ne amintim că Ioan scrie să nu iubim cu vorba, da, ci cu fapta și cu adevărul. Nici măcar să nu iubim cu vorba sfântă. Că unii pot să iubească cu vorbă biblică, adică să îți dea versete numai, dar versetele nu țin de foame, nici nu te încălzesc iarna, sunt bune, dar trebuie să trecem și la fapte și la adevăr. Și dacă asta se cere de la orice membru în general, cu atât mai mult se așteaptă de la un pastor să facă și fapte concrete care să arate dragostea lui pentru turmă. Așa este și așa se naște Dumnezeu să facem, să îndeplinim cu bine chemarea aceasta de păstorire. Bun, dacă vorbim despre predicatori, aici avem o paletă întreagă, Dumnezeu poate să dea dar de învățătură mai multor persoane în biserică să folosească, dar nu toți aceștia au și dar de păstorire. Categoric. Sunt de îndemn la rugăciune, la studii biblice, adică oameni cu studii, știi cum e, teologia studiată te poate ajuta să fii în stare să explici un text sau măcar să dai un îndemn la rugăciune, dar asta nu te face automat păstor, așa că vreau să atrag atenția la această confuzie pe care o fac unii, să spun așa, mai dibaci în amănui cuvintele. Da, da, da. Cuvintele, nu cuvântul, da? Cuvintele. Și de a se pretinde păstorii, așa cum să spun, uneori păstori a cărui chemare lipsește cu desăvârșire, din păcate. Da. Costel, mă întorc la nevoile pastorului. Până să ajung la păstorirea păstorului, vreau să vorbim și la calitatea umană, fiind ca și om, în primul rând, om al lui Dumnezeu, om la rândul lui în relație de păstorire cu Tatăl Ceresc, cu Domnul Hristos. Păstorul este om. Are familie, are nevoi, are parte de toate bucurile și necazurile pe care le are ființa umană pe acest pământ. Păstorirea aceasta nu este o, să spunem, un lucru de dat așa la întâmplare. Tu spune că turma a fost încredințată spre păstorire. De obicei, ți se încredințează. În momentul în care Dumnezeu te cheamă, ti se încredințează. O responsabilitate. Și mai ales, tu când simți chemarea și mai mult și când cei din jurul tău îți confirmă, ți se confirmă chemarea aceasta, înseamnă că, într-adevăr, Dumnezeu te-a chemat să faci lucrul acesta. Dar ce facem că, până la urmă, și păstorul e om cu toate calitățile și cu toate problemele unui om? Da? Și de multe ori vine oboseala, dezamăgirea de rezultate, de ceea ce se întâmplă, neascultarea oilor din turmă, ba mai vine câteodată o boală sau știu alte probleme în familie, mai vin tot felul de probleme, necazuri pe care toți le avem. Și mai mult vine epuizarea, oboseala aceasta spirituală, pe lângă faptul, pentru că te consumi, citești, te rogi, te pui și la un moment dat, știi cum e, te uiți la turmă și zici, mă, parcă trebuie să fie mai mare, parcă trebuie să fim la alt nivel. Planul meu era să fie puțin altfel. Mă gândeam că va fi altfel. Ce facem cu asta? Pentru că
Vine câteodată cel rău și ne suflă în ureche și spune, băi, nu era mai bine să-ți vezi tu de treabă, nu era mai bine să te apuci tu de altceva, nu. Și bine, să te facă într-oarecum să... Asta poate e mult spus să spară, dar să te gândești de două, trei ori dacă vrei să continui sau nu. Da, tu ești foarte elegant și finuț. Folosesc cuvinte. Când spui lucrurile acestea, dar, Cătălin, lucrurile sunt mult mai, să zic așa, mai clare în privința asta, în sensul că a început și la noi în țară, nu atât de mult ca în altă parte, dar în vest, ieșirea din pastorală este pe bandă rulantă. Deci foarte, foarte mulți renunță și sunt studii care arată că foarte mulți renunță la slujirea pastorală în primii trei ani. Deci este un fel de slujbă periculoasă și cine rezistă mai mulți ani deja este considerat un erou. Deci nu vorbim aici de niște situații ipotetice sau foarte rare, ci din ce în ce mai dese și ca unul implicat în slujirea pastorală, dar și în activitatea didactică la institut și atent la acest fenomen eclezial și modul în care lucrurile se desfășoară în țara noastră, am constatat că tot mai mulți migrează în primă fază spre slujbe bivocaționale care își au rostul lor, pentru că adevărul este că trebuie să se întrețină și sunt biserici care nu pot să susțină un pastor, dar pentru mulți slujbele bivocaționale sunt un fel de cameră de tranzit spre ieșirea totală din pastorală și de aceea ele sunt bune, aceste slujbe, dar și periculoase, trebuie mare atenție și se începe să se iasă și din pastorală. Și aici vreau să fac niște precizări. Sunt două lucruri importante aici. Pe de o parte, Satana ne atacă și vine, te acuză, vine cu tot felul. Și tu ai fost credincios, te-ai străduit și așa mai departe. Și n-ai văzut rezultatele. Și atunci ce ai de făcut? Ai de făcut exact ceea ce îi spune Pavel lui Timotei. În 1 Timotei, capitolul 2, îi spune, tu dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos. Uită-te la har, cere har, întărește-te în har. Deci nu ai de ales. Și gândește-te că Dumnezeu lucrează în modul în care nu-ți imaginezi. Ca William Carey sau alții care au mers în misiuni în țări străine și poate după zeci de ani au văzut mici roade și așteptau, nu? Alții au avut succes, alții nu. Dumnezeu are ritmul lui eclezial de lucru. Nu peste tot se întâmplă la fel. Nu există rețete pe care le poți aplica și replica astfel încât să fie și aceleași rezultate. Vedem poate și astăzi niște modele eclesiologice de succes. Te uiți, biserica cu tare, de acolo, de acolo, de acolo, de acolo, din țară sau din străinătate. Gata, dacă schimb și eu stilul de închinare, pun luminile astea sau le sting pe alealte sau fac așa sau dreg nu știu cum, dintr-o dată explozie și numai pocăință și vine lumea și nu e așa. La unii s-a întâmplat, alții au făcut aceleași lucruri și nu s-a întâmplat. Alții nu au făcut lucrurile același și au crescut și s-a întâmplat. Deci dinamica asta a eclesiologiei este mult mai complexă și atunci când vezi că lucrurile nu merg neapărat foarte bine și vin dezamăgirile, întărește-te în harul care este în Hristos, amintește-ți că plugarul trebuie mai întâi să muncească înainte ca să strângă rodul și chiar dacă lucrurile nu se întâmplă cum vezi, tu amintește-ți despre cuvântul Domnului că nu este legat. Și dacă nu e legat, el umblă, face, lucrează, nu știi când va aduce roadă și cum va lucra. Asta este o variantă. Cea de-a doua, trebuie să fim foarte atenți, pentru că de multe ori nu epuizarea și alte lucruri sunt o problemă, ci însuși caracterul păstorului. Dumnezeu nu poate binecuvânta o biserică dacă trăim în păcat. Există și așa ceva. Există, din păcate, mult prea mult. Și uneori pot fi păcate mai urâte și mai aflăm și auzim da. Despre asta, despre unele auzim, despre altele nu, și nu știe numai Domnul. Altele pot să nu fie atât de flagrante în sensul de curvii, beții sau știu eu ce alte minuni de genul acesta, ci pot fi beții de putere, intrigi, afacerisme, umblat după bani, tot felul de miștocăreli, lucruri de acestea care nu au de-a face cu un caracter integru și serios înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va binecuvânta o astfel de lucrare. De aceea aș zice că n-ar trebui să cădem nici într-o extremă, nu trebuie nici să dăm ușor curs șoaptelor satanei și să fim dezamăgiți, dar nici nu trebuie să ne culcăm ușor pe ureche și să ne autodenumim martiri pe altarul slujirii și să nu ne cercetăm. De aceea, cred că introspecția pastorală regulată este foarte bună.
Să ai momente în care să stai și să te întrebi, Doamne, mă rog destul, postesc, Doamne, sau îmi plac mai mult grătarele non-stop. E bun și un grătar, absolut, nicio problemă. Dar dacă numai acolo stai, Doamne, îmi pasă de oamenii ăștia sau doar vreau să-i mulg, să le mănânc laptele și smântâna și atât. Chiar îmi pasă că omul ăla s-a îmbolnăvit, că ăla are scandal în casă, că sora, ăla nu mai are job. Îmi pasă de lucrurile astea. Da? De ce îmi doresc să crească biserica? Pentru gloria lui Dumnezeu și să se lărgească împărăția lui Dumnezeu și așa mai departe? Sau să am mai mulți delegați, să pot și eu să candidez la o funcție, la comunitate sau la uniune sau nu știu unde? Deci, cred că trebuie să existe această cercetare foarte sinceră înaintea lui Dumnezeu, pentru că știi care este chestiunea? De multe ori este bine când nu crește biserica, dacă lucrurile nu sunt ok, pentru că așa este o dovadă a harului lui Dumnezeu. Biserica, dacă o biserică crește și merge bine când un pastor nu este ok, este foarte periculoasă situația. E posibil ca Dumnezeu să-și fi luat mâna de acolo. E grav. Dar când Dumnezeu are încă mâna peste o biserică cu adevărat și vrea ca acea biserică să meargă pe o cale bună, dacă pastorul sau pastorii sau leadership-ul, alții, prezbiterii, comitetul, nu sunt ok, Dumnezeu nu va binecuvânta ca să se cheme la pocăință. Deci lucrurile sunt un pic mai nuanțate și cred că trebuie, fără să cazi într-o extremă, fiecare să se judece pe sine și să vadă cum sunt lucrurile. Bun, foarte bine și slavă Domnului că suntem chemați să ne cercetăm pe noi. Dar mai este și un aspect și vreau să spun cum este cu permisiunea asta pe care ar trebui să o avem sau deschiderea noastră față de a fi într-un grup pastoral, de a lăsa păstorii sau cercetați. Cred că se practică și cercurile pastorale în care faci parte dintr-un grup, în care păstorii se sfătuiesc, se lasă, se discută diverse probleme pe care nu le poate discuta cu oricine în interiorul unui grup, unor păstori mai în vârstă, mai înțelept, în care te poți deschide. Practic și păstorul ar trebui să aibă un păstor sau păstorul lui la care să se ducă, să se mărturisească, să întrebe, să ceară un sfat, știi? Într-adevăr, asta te vulnerabilizează. E ok? Se poate? Ar da rezultate și așa? Este un subiect foarte important pe care l-ai ridicat și foarte delicat în același timp. În general, cei care sunt specialiști în eclesiologie și studiază aceste aspecte pe care tu acum le-ai menționat, sunt de părere că acest tip de păstorire a păstorilor ar trebui să se realizeze tot în biserică, mai ales susținându-se în acest sens pluralitatea prezbiterilor. Și se face apel la tot felul de texte din Scriptură, unde mereu când se vorbește despre prezbiteri se pomenește la plural. Adică n-ar trebui să fie un singur pastor sau un singur prezbiter. E la mod acum, văd că tot mai multe biserici adoptă conducerea pe... Da. Pe bază de prezbiter și mai puțin de un singur păstor. Da, e o discuție complexă și complicată. Nu cred că avem timp să intrăm în ea acum. Poate odată merită să o facem pe tema asta, de ce nu? Dar cumva de asta, dacă sunt mai mulți prezbiteri sau pastori într-o biserică, trebuie și ei să se păstorească unii pe alții. Și acolo, cunoscându-se bine, lucrând împreună, mâncând din aceeași pâine, să se creeze acel... Ei... Da și nu. Lucrurile nu sunt ușor de realizat. Alții spun că ar fi bine să ai în afara bisericii prieteni, alți pastori, știu eu, această ceată a prezbiterilor, da, în care să avem grijă. Iarăși, la nivel teoretic ideal, e bine dacă s-ar întâmpla așa. Practic e foarte greu. Eu, unde cred eu că avem noi o problemă? Cred că avem o problemă de dezvoltare a unei culturi a păstoririi pastorilor. Până nu pregătești terenul, degeaba vreau să mă duc să semăn cartofi în grădină, dacă sunt numai pietre. Și arunc 3 cartofi așa printre pietre și mă aștept ca primăvara să mănânc cartofi prăjiți. Noi, prăjiți. Nu merge. Trebuie mai întâi curățat terenul, pregătit, ca pe un teren propice să pot să semăn ceea ce doresc. Și cred că înainte de a putea discuta despre păstorirea pastorilor într-un context al cetei prezbiterilor, este nevoie de a pregăti terenul. Și pregătirea asta înseamnă dezvoltarea unei culturi a păstoririi pastorilor, prin conferințe, prin cărți, prin poși rugăciune, prin exemple, prin... Deci trebuie să fie ceva intențional ca să se creeze cadru, atenție, dar nu în mod formal să-i cuplezi pe X cu Y
să se păstorească reciprocă, s-ar putea să nu funcționeze. Deci cred că până la urmă relația asta trebuie să vină organic, natural, pe baza unor mișcări providențiale lui Dumnezeu, pe baza unor simpatii, prietenii și așa mai departe. Și în această dezvoltare a culturii păstoririi pastorilor, cred că este esențial, pe lângă ce am spus mai devreme, să se cultive în paralel o cultură a harului. Adică niciodată un pastor nu va putea fi păstorit într-o ceată de prezbiteri dacă acolo sunt prezbiterii cu pușca pregătită și abia așteaptă să împuște pe cineva sau să afle secretul cuiva pentru ca la proxima ocazie să-l poată folosi. Cine este atât de neînțelept să-i încredințeze cuiva secretul și apoi să poată fi șantajat ori de câte ori dorește el? Deci câtă vreme nu se cultivă cu adevărat o cultură a harului și oamenii să se vadă ei înșiși că au fost iertați de Dumnezeu și că Dumnezeu a avut milă de ei și apoi să... Îl păstorezi din dragoste până la urmă. Păstorezi din dragoste și mai ales să poată să păstreze ceea ce a fost încredințat, tainele inimii. Adică dacă cineva a venit și s-a spovedit la tine, un pastor, și s-a spus, frate, uite, mă confrunt cu problema asta. Păi lucrul ăla trebuie să fie sfânt, trebuie să acolo să rămână. Acolo să rămână. Ca să poți să-l ajuți și să se poată crea cu adevărat o relație de încredere și de mentorare. Ori ca să se ajungă acolo este foarte mult de lucru. De asta spun, în teorie sună bine, în practică păstorirea pastorilor este foarte, foarte dificilă. Bun, este mult mai ușoară când vorbim de sfaturi, de cum rezolvi problema între berbecuțul X și berbecuțul Y, cum administrezi finanțe, cum faci proiecte de evangelizare și, bă, și da, să le găsești și prin cărți. Dar dacă este acea chestiune de la inimă la inimă, cred că este greu, foarte greu să se ajungă și sunt rare exemplele funcționale în acest sens. Mai degrabă, am să spun ceva care poate va uimi pe unii dintre cei ce ne urmăresc. Dar mi-asum că eu sunt un om curajos. Eu nu sunt de acord cu femeile păstorițe. Bun, întreabă-mă bine că eu spuneam asta dinainte, dacă cineva... Din punct de vedere biblic. Deci nu cred că, potrivit Scripturii și rânduiele divine, nu că ar fi mai puțin importantă sau valoroasă decât un bărbat, dar nu este chemată la această slujire potrivit rânduierii pe care Dumnezeu a lăsat-o în Sfânta Scriptură. Dar aș spune că dacă nu pot fi păstorițe în biserică, pot fi păstorițe în familie. Și cred că foarte multe surori pot să fie cele care le păstoresc pe soților păstori și invers. În sensul că... Nuanțez. Eu știu, da, știu ce zici și așa e. Mă refer la încrederea care există acolo și la rugăciunea împreună și la ajutorul și sprijinul sufletesc. Cine vine atunci când îți vine să lași totul la pământ și să lași pastorala și să-ți vezi de viață? Cine vine și-ți cunoaște inima? Că nu spui tuturor, gata, vreau. Dar dacă îi spui soție, ea vine lângă tine, te îmbrățișează, deci hai să ne rugăm, lasă că va fi bine, sunt lângă tine. Deci, în sensul acesta mă refer, ca să nu fiu înțeles greșit, dar cumva... Cred că multe elemente care nu pot fi îndeplinite de ceata pastorilor sau chiar de colegii pastori pot fi îndeplinite de, între ghilimele, ghilimele, atenție, păstorițele noastre din familie, adică soțiile noastre care ne pot încuraja, ne pot mângâia, ne pot îndemna să mergem mai departe și pot duce alături de noi poverile lucrării pastorale. Bun, slavă Domnului, face parte din... Din pachetul acela la care însuși Dumnezeu s-a gândit ca omul și bărbatul și soția și femeia să facă una, deci practic amândoi sunt în aceeași lucrare, ia ca sprijin vital pentru soțul care este păstor, în a-l susține rugăciune, a-l încuraja și nu a-l conduce din spate. Bineînțeles, nu. Da? E bună precizarea asta, nu în sensul să-i spună pastorului ce să facă în biserică. Deloc nu m-am referit la asta, ci doar în a-l ajuta pe el la nivel personal să Absolut. Treacă mai ușor prin anumite greutăți. Absolut. Dar, Costel, există și cazuri în care, uitându-ne acum, stălim în epoca aceasta digitalizării în care ne este orice informație la un click distanță, putem asculta pe oricine și se încearcă de multe ori ca, apropo de cei care stau cu pușca cu lunetă întotdeauna, chiar prin tot felul de comisii, acum ne uităm și în curțile noastre, vedem comisii care de obicei la un moment dat nu mai devin comisii de oameni care să ajute, să ridice, ci mai mult să sancționeze
știm că de multe ori, și de, când vorbim despre păstori care sunt în față și fiind și ei oameni, mai greșesc sau nu sunt foarte clar în explicarea unor decizii, în momentul în care sunt prinși la colț, automat sunt executați, puși pe panou, să spunem așa, rușinii, pe peletere, pentru a arunca toată lumea cu pietre. Uneori poate s-a exprimat greșit, uneori poate n-a avut înțelepciune, uneori poate chiar pe bună dreptate pentru că a făcut, dar cred că lipsește dramul ăla, ca să zic așa, de dragoste din partea lui Dumnezeu. Toți suntem oameni ce greșim, dar cred că n-ar trebui să-i dăm automat unui păstor cu Biblia în cap sau cu pedeapsa, cu dezaprobarea publică, da, cu pietre, astfel încât să-l dărâmăm și mai tare. Absolut. Oricine are dreptul la pocăință, inclusiv păstorul. Deci, aici, sigur, depinde de la caz la caz, de speța despre care discutăm, dar este foarte ușor să greșești și mai ales în predică. Înainte, când se predica, spunea o predică, auzea Domnul oamenii, eventual unii își luau notițe și se termina totul acolo. Acum predicile se filmează, rămân înregistrate și stau alții și fac exegeză pe predicile tale. Deci este foarte periculoasă practica aceasta și toți putem greși. Deci este o diferență între comunicarea verbală și comunicarea scrisă. Când scrii o carte, înainte să o publici, ai timp să treci de câteva ori peste ea, o mai dai și la altul să citească și apoi vede lumina tiparului. Când ai spus o predică, uneori ai emoții, te ia valul și așa mai departe. Mai faci un dezacord, mai... Tot felul de lucruri. Deci, da, și nu chiar la nivel de idei poți să mai greșești. Dar ar trebui să vedem inima acelui om, slujirea acelui om și mai ales dacă e gata să se pocăiască. Și aici mie mi se pare că un om, când recunoaște, domnule, am greșit, vreau să fiu mai atent, vreau să mă pocăiesc, nu mai trebuie să vii și să-i faci durerea și mai mare, oricum o are el. Dar aici e problema de dragoste, ce spuneai și tu. Cred că trebuie să fie dragoste și ceea ce sugrumă dragostea este beția asta de putere de care spuneam. Pentru că ai amintit de comisii și comitete și așa mai departe. Știi ce se întâmplă de multe ori? Unii pastori sunt victime colaterale doar ale unor lupte de putere. Și vin unii și alții care și-au de împărțit diverse lucruri și de plătit polițe și alții săraci care n-ajung ei acolo și n-au nicio treabă, devin victime colaterale. De aceea aș spune că trebuie să fim foarte, foarte atenți și să știm că orice facem, în orice comitet, în orice comisie, în biserică și oriunde suntem, facem ca înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și până la urmă, cu cât ești mai sus într-o funcție, Dumnezeu ne-a chemat să ridicăm, nu să dărâmăm. Și asta cred că este extrem de important, să nu avem mentalitatea de demolatori, ci mentalitatea aceasta de a zidi, de a ridica, de a construi. Dumnezeu își construiește o împărăție. Ori Dumnezeu nu își poate construi împărăția cu oameni care mereu stau cu picamărul în mână, exact, și vor să dărâme, ci cu oameni care pun mâna pe mistrie, pe mortar și sunt gata să mai pună încă o cărămidă acolo în zidul acela. Da, poate cărămida aia mai trebuie cioplită, mai trebuie aranjată până să se potrivească, dar tot acolo trebuie să ajungă, nu la gunoi. De aceea ar fi bine ca atât noi ca păstori, cât și alții înălțați, puși în anumite slujiri, să înțeleagă, să aibă mentalitatea asta, dar Dumnezeu să lucreze. E greu. Unde e fire pământească, e foarte greu de lucrat. Costel, iată că ne apropiem de final. Și încă mai avem lucruri de discutat. La final, totuși, aș vrea să terminăm așa într-o notă, să spun eu, optimistă. M-a durut și mă doare, de fapt, când știu foarte bine contextul, când văd că... mă gândesc, oare Dumnezeu a încetat să mai cheme oameni la păstorire, oameni la slujire? Dumnezeu nu mai are nevoie sau bisericile nu mai are nevoie? Pentru că văd, într-adevăr, pe lângă faptul că foarte mulți nu mai dau, să spunem, pusna așa, sau nu mai doresc să intre în slujire, o mare parte, așa cum ai spus și tu, ies sau da, urmează să iasă în viitor apropiat. Și mă gândesc la ce vrea să facă Dumnezeu. Cum vede lui, să spunem așa, în economia lui, toată această dezvoltare
a comunităților creștine, a mărturisitorilor, a noastră, până la urmă, ca sare și lumină, astfel încât nu cred că vom ajunge din nou să fim toți în relație fără să avem nevoie Dumnezeu să fie. Dumnezeu a lăsat biserica, adunarea noastră și slujirile acelea care sunt în Noul Testament, așa cum le-a lăsat, cred că sunt lăsate până la venirea Domnului Hristos. Da. Nu cred că se va mai schimba ceva. Bineînțeles. Așa că, cum vezi tu, sau ce să facem astfel încât să încurajăm pe tineri sau pe cei care au chemarea aceasta să nu și-o înăbușe, știi, să nu, da, 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 să nu fugă de chemarea aceasta? Pentru că ei se uită, nu vreau să am mașina fratelui Costel, sau știu eu, sau nu știu, da, nu vreau să fiu, să stau cu chirii ani de zile. Sunt o grămadă de lucruri. Sau nu vreau să fiu dependent de, nu știu, plata unei biserici, sau știu, alte probleme. Da. Vreau să fiu independent, vreau să fiu... Cum vezi tu lucrurile astea? Cum ai putea încuraja un tânăr care simte chemarea ta, dar zice, nu pot că am nevoie de bani? Da, aici chiar sunt optimist, în modul foarte sincer. Da, unii ies din lucrare, dar sunt și mulți care au rămas. În ciuda multor dezamăgiri, greutăți, sunt acolo, pe baricade, pentru că mereu s-au întărit în harul care este în Domnul și mereu și-au amintit de chemarea lor. Să știi, de multe ori, singurul lucru, așa, la nivel practic, care te face să mergi mai departe, este amintirea chemării. E ceva ce eu nu pot explica în cuvinte. Uite, dacă mă întrebi acum... Dar ți-a adus și aminte. Da, deci eu, este, cum să spun, e ca o putere, ca o forță, ca o vocație, ceva ce te alege pe tine, nu alegi tu pe ea. Foarte frumos spus. Și de multe ori în viața mea am uitat și asta m-a ajutat să merg mai departe și mereu, mereu revii acolo. Deci și Dumnezeu lucrează și cheamă și astăzi oameni în lucrare. Vreau să spun la modul foarte sincer, sunt ultimii 2-3 ani studenți care au venit la Institutul Baptist, eu vorbesc de institut, acolo slujesc, sunt foarte impresionat de ei, spun sincer. Deci există speranță. Da, sunt băieți de o calitate extraordinară și văd cu dorință după Domnul, dorință de a studia, smeriți. Au mai fost și generații mai dificile, dar chiar au venit acum în ultima vreme niște generații foarte faine, nu trebuie mereu să îi împingi de la spate și sunt încântat așa de asta și de perspectiva pe care Dumnezeu o are. Ce să le spun celor care poate sunt în dubii și ce cred că trebuie să se întâmple? E nevoie de pocăință. Atunci când ne pocăim cu adevărat, Duhul lui Dumnezeu lucrează și topește toate temerile noastre și până la urmă mentalitatea asta a lumii și ar trebui să ne gândim că totul trece. Totul, și o mașină Ferrari, ultimul model, tot la gunoi ajunge și tot rugină va fi în câțiva ani. Și atunci cred că este foarte, foarte important să înțelegem că nu este slujire mai frumoasă decât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă pe pământul acesta nu o să ai ca alții, poate, care lucrează în alte domenii, vei avea o mulțumire sufletească și o bucurie extraordinară. Dar e nevoie de pocăință și aș spune mai întâi unde suntem, păstorii, bisericile, toți ar trebui să căutăm fața Domnului, să nu mai căutăm atât de mult lucrurile lumii, ne-au vrăjit prea mult lucrurile acestei lumi, degeaba, deci plăcerile lumii, ofertele ne fac cu ochiul și vrem să fim și noi ca ceilalți, mult prea mult, ne uităm la ei, învățăm din politică, vrem să stăm la mesele lor, ne simțim bine când ne bagă în seamă, tot felul, prea mult mergem în direcția aia și am uitat că biserica este străină și călătoare, este ca un copil din ăla care încă n-a ajuns acasă, este pe drum. Când facem din locul acesta casa noastră, atunci greșim, noi aici suntem cu cortul, casa noastră este în ceruri. Cred că avem nevoie, deși sunt pastor baptist, spun lucrul acesta, de o libertate mai mare a Duhului Sfânt. Amin. Cred că de multe ori Duhul Sfânt nu lucrează cu destulă libertate în bisericile noastre, tocmai pentru că vrem noi să controlăm exact fiecare detaliu, mult prea mult. Eu sunt pentru rânduială. Biblia vorbește despre asta, nu pentru anarhie. Dar cred că dacă ne pocăim, ar trebui să avem mai multă încredere în Duhul lui Dumnezeu, că El știe să folosească pe unul, pe altul, să ne vorbească prin unul și prin altul, să dea darul și așa mai departe. Adică să ne vedem fiecare locul și cu mai multă smerenie să lăsăm pe Domnul să lucreze. Și atunci o să vină și studenți la pastoral, o și să rămână în lucrare și așa mai departe. Slavă Domnului Costel! Am vorbit foarte deschis în seara aceasta. Ai fost, să spunem așa, extraordinar ca de fiecare dată. Îți mulțumesc mult pentru deschiderea ta, pentru libertatea cu care ai expus, să spunem, tema aceasta a pastorației. Deși unele aspecte au fost delicate, Dumnezeu ne-a dat
libertatea aceasta de a spune lucrurilor pe nume și există speranță. Slavă Domnului! Mulțumesc și eu pentru invitație. Îți urez succes în lucrarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o acolo, în primul rând la institut, apoi la biserică, ca păstor, tată în familie și mai ales activitatea ta editorială, care știu că e în desfășurare. Dumnezeu să-ți dea putere și tot ce îți trebuie ca lucrarea aceasta să fie dusă la bun sfârșit. Doamne ajută, mulțumesc! Stimați prieteni și noastre, vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!